Fos este. Pâinică cu lapte. Deci aici este făcută doar cu lapte. Și aici am băgat și spanac în interior. Vedeți? Cât este. Eu am să și gust să vă spun dacă este bună. Este bună, bună. Ia uitați. Pâinică. Oh, ia uitați ce frumoasă este. Vedeți? Pe spate, pe față și sunt moi, moi, moi. Bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi facem pâinică cu lapte și cu spanac. Și vom avea nevoie de aceste ingrediente și avem nevoie făină. Eu am pus aici 500 de grame, dar o să vedem dacă ne mai trebuie sau nu. Apoi vom avea nevoie de 20 de grame de drojdie proaspătă, apoi o linguriță rasă de zahăr, o linguriță rasă de sare, apoi vom avea nevoie de 50 de grame de untură, un nou, dintre care albușul o să-l punem în aluat și gălbenușul o să ungem deasupra puțin. 100 de spanac. Aici am 200 de lapte și am să vă spun de ce le-am separat, am 100 și 100. Așa. Și 60 de ulei. Și acum o să începem. Am să dau deoparte făină și untura. Și 100 de lapte și spanacul. Așa. Și acum să amestecăm aceste ingrediente. Am să-mi iau un vas și am să pun drojdia cu zahărul. Așa. Și cu puțin lapte. Și am să amestec până se topește bine drojdia. Așa. Și după ce se amestecă drojdia, adăugăm restul ingredientelor. Și o să omogenizăm bine aceste ingrediente. Împărțim în două și apoi într-o parte o să adăugăm spanacul, o să-l mixăm. Și într-o parte, aici am 100 de grame, și într-o parte o să adăugăm laptele, restul de lapte. Și apoi vom frământa cu făină, o să împărțim în două, și cu untură. Dar mai întâi să terminăm aici cu drojdia noastră, să o topim. Așa. Drojdia noastră s-a topit. Și acum vom adăuga restul de lapte. Uleiul și albușul. Așa, cu o lingură am să separ așa să nu cadă gălbenușul. Așa. Îmi voi lua o lingură de lapte ca să fie pentru uns și am să pun aici cam o lingură. Ia uitați. Așa. Și dăm deoparte. Amestecăm așa bine totul. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase și nu numai. Noi mai facem și altele. Așa. Am să adaug și puțină făină. Am să iau o lingură. Și am să adaug așa puțin. Aici am 500 de grame și dacă mai trebuie o să mai adăugăm. Așa și amestecăm așa bine totul. Așa. Voi adăuga și sarea acum.
Și amestecăm așa bine totul. După ce am amestecat, vedeți? Este așa grosuț. O să împărțim în două și într-o parte o să adăugăm restul de lapte și într-o parte o să mixăm și o să adăugăm spanacul. Așa, mai amestecăm puțin ca să nu avem cocoloașe. Să dau deoparte să vină lumina. Așa, ia uitați. Și am amestecat bine totul. Aici am un alt vas și vom împărți în două această compoziție. Vedem dacă mă împărțit egal. Împărțim așa la ochi. O puteți și cântări dacă doriți, dar cântăriți mai întâi vasul de sticlă, apoi vedeți câtă compoziție turnați în celălalt vas și vedeți câtă în compoziție și apoi din nou aici jumătate. Așa, cred că este aproape la fel. Ia să vedem. Da. Și acum o să facem mai întâi aluatul alb și am să pun restul de lapte. Aici avem și untură, o vom împărți în două ca să frământăm. Așa. Amestecăm așa bine totul. Și acum adăugăm făină până o să avem un aluat potrivit pentru pâinica noastră. Așa, și acum adăugăm făină. Eu în total mi-am pus 500 de grame de făină, dar o să vedem dacă ne mai trebuie. Așa. Mai adăugăm. Și astăzi facem pâinică în două culori. Eu mi-am pregătit o tavă. Așa. Ia uitați. Am să las deoparte acest aluat și apoi o să-l frământăm. Îl las puțin așa într-o parte și acum să lucrăm în paralel. Aici avem spanac 100 și am să-l pun și am să-l blenduiesc puțin. Spanacul eu l-am fiert în apă cu puțină sare și l-am pus într-o sită și l-am scurs. Deci nu l-am stors, l-am scurs așa. El mai are puțină zeamă și în total am 100 de grame. Vedeți? Puțină zeamă tot mai are. Îl vom mixa. Rețeta am spus-o la începutul când am început acum și am să o scriu și în comentarii și facem pâinică cu spanac și cu lapte în două culori. Așa am închis și să mixăm acest spanac.
Așa. L-am mixat puțin. Am să vă repet și ingredientele. Așa. Am pus 500, deci pentru această pâinică eu mi-am pregătit 500 de făină, 20 de drojdie, o linguriță rasă de zahăr, o linguriță rasă de sare, un albuș și gălbenoșul l-am pus cu o lingură de lapte pentru uns și albușul în interior, 60 de ulei, 50 de untură și 100 de spanac. Așa, să punem spanacul aici. Așa. Vedeți, l-am mixat bine, bine. L-am făcut un piure. Așa. Și acum amestecăm așa bine totul. Eu mai am o rețetă doar din aluat de pâine, deci fără ou, fără lapte, deci apă, sare, făină, făcută tot așa în trei culori, cu spanac și cu speclă roșie. Și este împletită, făcută în trei. Așa, ca o zebră. Vedeți? Și aici am pus spanacul. Și acum adăugăm făină. Și apoi o să frământăm totul cu untură. Ia uitați cum se face. Astăzi facem pâinică. Am să las totul la crescut și am să dau la cuptor și când este gata, am să intru să vă arăt și atunci o să facem și linte. Linte simplă, fără carne, fără nimic. O bunătate. O să facem împreună astăzi pâinica și lintea. Așa. Și ia să vedem aici câtă făină avem. Și acum începem să frământăm mai întâi aluatul alb. Vedeți? Cel alb și cel cu spanac. Dau spanacul deoparte. Aici am untură și am să împart în două. Și o să frământăm, o să frământăm așa cu mânuța. Așa. Am să part aici untura în două și am să adaug jumătate aici și jumătate în cea cu spanac. Și frământăm așa. Adăugăm și untura. Și dacă mai e nevoie de făină, mai adăugăm. Așa. Frământăm așa bine aluatul. Acum incorporăm foarte bine untura în interior. Puteți face și la robot. Eu la robot fac când am cantități mult mai mari. Așa, făcut la mână. Facem și exerciții, mișcare. Mișcăm mânuțele, degetele. Vedeți? Aluatul încet, încet se frământă. Uitați, este aproape gata. Și apoi o să-l frământăm aici pe masa noastră de lucru.
Bună ziua, bună ziua Carmen, bună ziua Luba, bine ați venit și bine ați venit tuturor. Așa, ia, uitați, vedeți, începe să prindă formă, să se facă și amestecăm așa bine totul. Ia, uitați-l, aluatul, cel alb. Așa, încă puțin și apoi îl frământăm pe cel cu spanac. Uitați. Așa. Am să dau deoparte și acum să terminăm aluatul cu spanac. Tot așa, amestecăm. Am să scot această palețică. Și am să adaug untura aici în interior, pe toată. Deci am împărțit-o în două. Și o băgăm așa în aluat și frământăm. Așa, și am să mai repet odată ingredientele. Eu am avut 500 de făină și am amestecat într-un singur bol 20 de drojdie cu zahărul, deci o linguriță rasă de zahăr, cu 100 de lapte. Vedeți, aici la spanac mai trebuie puțină făină. Am amestecat cu 100 de lapte, cu 60 de ulei, am pus o linguriță de sare și apoi am pus câteva linguri de făină până am obținut așa un aluat mai gros de clătite. Am împărțit în două. În jumătate, în partea albă, am pus 100 de lapte, restul de lapte și în aici am pus 100 de spanac. Spanacul este fiert și scurs, nu este stors. Așa. Și am adăugat, am împărțit făina și am adăugat într-o parte și în cealaltă, deci am avut în total 500, dar o să mai trebuiască aici la spanac puțin, imediat. Și am avut 50 de untură și am pus 50 într-o parte, 25 într-o parte, 25 într-o parte, la frământat acum. Așa, am să mai pun încă puțină făină aici. Și am să mai pun o lingură, două de făină aici peste spanac. Și o să frământăm așa bine. Așa, ia uitați-l, și-a luat-l cu spanac. Așa. Și acum am să pun puțină făină aici pe masa de lucru. Și o să punem aluatul cu spanac. Și o să-l punem și pe cel alb. Ia uitați-l. Vedeți? Așa. Și o să frământăm pe rând. Dau aluatul alb deoparte și acum frământăm aluatul cu spanac, așa bine. Ia uitați-l cum arată. Și mai adaug puțin, este prea moale, mai adaug puțină făină și îl frământ așa bine. O să vă răspund la comentarii după ce termin.
Așa că de aici nu văd așa bine scrisul. Așa. Frământăm bine și apoi o să punem în formă. Deci în jur de 600 de făină, cu tot cu frământat, o să avem nevoie. Așa. Și aceasta este aluatul cu spanac. Eu am să prepar și am să le dau formă la această păinică și ce mai vreau eu să fac. Și am să le las să crească și apoi am să le dau la cuptor. Ia uitați. Vedeți? Aluatul cu spanac. Îl mai frământăm așa puțin. Cred că este gata. Ia uitați-l. Aluatul cu spanac. Este gata. Îl dau deoparte. Am să mă clătesc pe mâini și să-l frământăm și pe acesta alb. Să-l frământăm și pe acesta alb. Îl frământăm așa puțin. Uitați-l cum arată. Așa. Încă puțin și este gata. Așa. Cum arată. Așa, acesta este cel alb. Și acesta este cel cu spanac. Și am să mai adaug puțină puțină făină, puțin, ia să-l mai frământ puțin. Puțină, puțină făină să mai pun. Și imediat le dăm formă. Și am să-i las la crescut. Am să fac două, trei forme micuțe și o pâinică. Așa. Uitați-l cum arată aluatul cu spanac. Vedeți? Așa. Și acum să împart așa în două.
fiecare o să facem biluțe, o să o întindem și o răsucim așa, vedeți? Așa și apoi o răsucim așa. Și apoi o tragem. Și o facem și pe cealaltă. Și aici am să fac o pâinică din aceasta. Deci întoarcem. Așa. Și apoi răsucim așa. Și apoi tragem de desubt cu mânuțele. Le puteți cântări să fie egale biluțele. Eu le fac la ochi, dar le puteți și cântări. Așa. Și tragem așa în jos. Cum întinde. Haideți, eu țin aici de mână și fac și trag așa. Și tot așa. Așa. Și acum, aceasta este prima pâinică. Eu mi-am pregătit o tavă. Așa, și am să le pun așa aici. Una albă, una verde, una albă și una verde, vedeți? Și am să le las a crescut. Și apoi am să ung cu gălbenuș și cu lapte. Am să dau deoparte. Am pus o tavă, cred că este cam mare, dar cum o să iasă, o să iasă. Chiar dacă iese așa, până la jumătate. Așa. Și acum, din restul de aluat care mi-a rămas, eu am să-l întind. Așa. I-am scos un sucitor. Am să dau făină deoparte, că nu mai trebuie. Și am să întind. Așa. Și o să facem așa. Aici am o formă, vedeți, zimțată și am să scot și am să-i dau distanța la, vedeți că rotițele se scot, ca să tai odată. Așa. Și am să fac 4 ciuvițe și încă 2. Așa. Aici nu mi-a tăiat. Am să le dau puțin deoparte. Le pun așa aici alături. Și am să întind și acesta verde. Aluatul verde. Și tot așa am să tai. Și acum voi pune una albă, una verde. Acestea am să le dau deoparte. Ia să vedem cum îmi iese. Așa.
și am să le împletesc. Cum răsucim. Iată-ți, și facem așa. Și punem deoparte. Și răsucim și împletim. Și am să le pun în tavă. Le lăsăm să crească și apoi le ungem cu ou. Așa. Ia uitați-le. Punem așa de desubt aici, ca să nu se desfacă. Așa. Eu sunt atent aici la l-am plătit. Așa. O să o întorc. Iese mai bine dacă o întoarcem. Ia să întoarcem așa. Uitați. Așa. Și tragem așa de desubt aici. Acum să întindem și restul. Acestea am să le pun într-o tavă. Am pregătit aici o tavă și le așezăm așa aici. Vedeți? Ia uitați-le. Așa. Bună ziua, Liuba! Fac pâinică, pâinică cu spanac și cu lapte. Așa, acesta este aluatul care mi-a rămas. Doriți să faceți mai multă pâine, faceți mai mult aluat. Așa. Întindem așa. Și tăiem. Așa și împletim acum. Încet, încet și cu răbdare.
Întorc, ia uitați, vedeți? Așa. Întoarcem și răsucim așa. Tragem partea de jos, ia uitați, acesta e și un pic mai micuță. Și cu ce ne-a rămas, o să facem, să le punem așa pe toate. Cu ce ne-a rămas. Am să și ung acum. Așa. Întorc și răsucesc. Ia uitați. Vedeți? Așa. Punem în tavă. Lăsăm să crească și apoi dăm la cuptor. Aici avem pâinică. Ia uitați. Făcută tot așa în două. Am uns tava cu ulei și apoi am pus, am tapetat-o cu hârtie. Aici am gălbenuș de ou cu lapte și vom unge și lăsăm la crescut. Așa. Ia uitați, ungem așa bine peste tot. Lăsăm până își dublează aproape volumul. Să vedem finalul. Finalul îl vedem Ilinca, Zamfir Ilinca. Îl vedem puțin mai târziu. După ce îl scoatem de la cuptor, ne întâlnim din nou, astăzi intru din nou, să vă arăt finalul. Și facem și linte. O punem pe foc. Să vă arăt cum fac eu lintea. Se face în 15 minute, este gata. Așa. Astăzi avem în meniu linte. Așa. Vedeți? Am uns acesta și acum să le ungem și acestea. Tot așa. Puteți pune și puțin susan sau mac peste. Eu astăzi nu am nimic și nu pun. Așa. Și lăsăm la crescut pâinica noastră să crească bine, bine, bine. Îi dăm timpul necesar cât îi trebuie. Așa, și cu oul care mi-a rămas, înainte de a băga la cuptor, mai ung încă o dată. Deci am uns acum. Așa, ia uitați. Pâinică. O lăsăm să crească. Să crească bine, bine, bine. Ia uitați cum sunt. Pâinică cu lapte și cu spanac. Vă pup. Aceasta este rețeta. Ne vedem după ce au crescut. Deci în jur de... De două jumătate, cam așa, să crească bine și să și se coacă. Două jumătate, trei, ora Italiei, am să intru din nou și să facem și lintea. Eu mi-am pregătit unde am pus-o. Ia uitați. Eu mi-am pregătit linte roșie, vedeți? Așa. Și o facem împreună astăzi. Ne vedem puțin mai târziu, în jur de ora 3, ora Italiei. Vă pup dulce. Și ne vedem puțin mai târziu. Lăsăm să crească, acoperim cu un șervet curat sau cu folie transparentă și lăsăm să crească. Să crească bine, bine, bine și apoi dăm la cuptor la 190 de grade. Acestea or să stea mai puțin la cuptor, circa 20 de minute, cred, și pâinica mai mult. 40-45 până se face. Vă pup și ne vedem în jurul orei 3, ora Italiei.
să vă arăt cum au ieșit și să facem lindea. Pupici și multă, multă sănătate vă doresc și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. La revedere! Ne vedem puțin mai târziu astăzi. Astăzi intru de două ori. Pupici! Am uns din nou acum după ce au crescut cu ou, cu oul rămas. Și vom da la cuptor la 190 de grade, circa 15 minute. Pâinica noastră. Am, vedeți cum a crescut, ce frumos a crescut. Am uns-o cu oul rămas și dăm la cuptor 190 de grade, circa 40-45 de minute. Aici avem pâinea noastră și uitați, pâinica făcută în formă de bulcuțe. Vedeți? Ia uitați cât este de moale. Așa. Ia uitați. Am să rup și una, să scoatem și pâinea din tavă. Așa. Ia uitați-o. Vedeți? Pâinică cu spanac. Pâinică cu lapte și cu spanac. Iese, încă iese aburul. S-a răcit doar puțin, puțin. Așa. Să rupem. Ia uite. Vedeți? Încă iese aburul din ele. Să vă arăt mai întâi pe cea cu spanac cum este. Cum arată pâinica cu spanac. Așa arată. Pufoasă, pufoasă, pufoasă este. Și aceste micuțe bulcuțe, vedeți? Făcute în două culori. Ia uitați-le. Și aceasta este rețeta de astăzi. Am intrat să vă arăt. Ia uitați cât este de moale. Aceasta este pâinica, pâinica cu spanac. Și cu... Vedeți câte se de moale, ia uitați-o. Moale, moale, moale. Ia uitați. Pufoasă, pufoasă. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. Aceasta este rețeta de astăzi. Și ne vedem și mâine dimineață cu... delicioasă, cu lapte și cu spanac. Vă pup, o zi frumoasă în continuare și multă, multă sănătate vă doresc și vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că sunteți alături. Pupici, o seară frumoasă în continuare, la revedere!